Femeia de 73 de ani, cu o formă gravă de COVID, a fost internată la spitalul din Hebron, Palestina. Din cauza măsurilor de protecție, fiului nu i s-a mai permis să-și vadă mama. Doar că tânărul nu s-a mulțumit cu asta și timp de câteva zile, în fiecare seară, bărbatul s-a cățărat până la fereastra salonului mamei, la etajul al doilea. Scena s-a repetat aproape o săptămână, până când femeia a murit. Echipaje la fiecare intrare, respectiv ieșire din localitate. Nicio lege nu oprește un virus. Aici e nevoie de contribuția noastră a tuturor. Strigăm că am ajuns ciuma Europei. Cum am ajuns ciuma Europei? Ne respectăm niște reguli sau instigând să nu respectăm niște reguli? Românca, simbol pentru britanici, va fi invitata noastră în această seară la jurnal. Acum, 1030 de cazuri din aproape 25.000 de teste. România atinge un nou record de la declanșarea epidemiei. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a criticat dur nerespectarea regulilor. A făcut-o într-o declarație de presă la Târgu Mureș. A mai spus că în acest moment nu se impune o nouă instituire a stării de urgență, dar a avertizat că starea de alertă va fi menținută cât timp este necesar. În acest moment nu avem perspectiva unei stări de urgență, dar starea de alertă se va menține atâta timp cât vom reuși să gestionăm și vom vedea că mergem pe acea pantă descendentă. Repet, nu m-aș gândi cam când ar putea să vină o stare de urgență, m-aș gândi cum facem ca toți dintre noi să ne respectăm partea noastră de treabă. Noi, ca sistem medical, suntem cei care tratăm, indiferent că vin 2, că vin 20 sau că vin 200. La un moment dat poate ajungem la acea suprapopulare a terapiilor intensive, care va însemna un semnal de alarmă. Atâta timp cât avem aceste curente negaționiste, cât avem acea bagatelizare a celor 3-4 luni pe care le-am trecut împreună și în care toată lumea a respectat niște reguli, va fi destul de greu. Rămâne ca noi, la nivelul nostru, din Ministerul Sănătății, dumneavoastră ca și media, să aducem în imagine tot timpul ce se întâmplă și care este această față adevărată a infecției coronavirus. Trăim un moment dificil. Dacă era să fim numai noi, spunea că suntem subiectivi. Dacă ne uităm în toată Europa și în toată lumea, nu avem cum să mai fim subiectivi. Alții sunt obiectivi cu noi și ați văzut că au niște reguli pe care ne le-au impus. Stăm, strigăm că am ajuns ciuma Europei. Cum am ajuns ciuma Europei? Ne respectăm niște reguli sau instigând să nu respectăm niște reguli? Ignorarea regulilor și curentul negaționist, încurajat de oameni cu vizibilitate, chiar demnitarea statului român, ne izolează tot mai mult de restul Europei. A spus-o astăzi, în termeni poate mai puțin eleganți, dar realiști, chiar ministrul Sănătății, am văzut declarația, a spus-o în ziua în care am ajuns la un nou record al îmbolnăvirilor. Peste 1000 de cazuri raportate astăzi, ceea ce ne-a adus mult peste pragul psihologic de 40.000 de îmbolnăviri. Andreea Georgescu analizează acum cifrele pentru noi. Vrem să înțelegem ce se întâmplă. Andreea, te rog. Bun găsit! 1030 de cazuri raportate astăzi, ceea ce ne aduce la un total de 40.163 de îmbolnăviri documentate prin teste de laborator în România din februarie și până în prezent. Dintre aceștia, până acum s-au vindecat de COVID-19 24.663 de români și, de asemenea, au mai fost 2.693 de pacienți asimptomatici care s-au externat după cel puțin 10 zile petrecute în spital. Din păcate s-au înregistrat și decese, 27 astăzi, ceea ce ne-a dus la un total de peste 2100. Cât privește noua modalitate de raportare, ea vizează modul în care sunt calculate testele. Dintre cei 1030 de infectați, pe lângă testele făcute pentru aceștia și care au ieșit pozitive prima oară, peste 300 au mai fost procesate în cazul unor pacienți despre care se știa că sunt bolnavi și care au fost retestați pentru a verifica dacă s-au vindecat. Nu a fost cazul, a arătat testul de la
colaborator procesat în cazul fiecăruia dintre ei. A revenit izolarea la domiciliu, 336 de români în această situație astăzi, 213 români în izolare în spații speciale. De asemenea, am analizat și datele raportate cu privire la județe, să vedem unde sunt înregistrate cele mai multe cazuri. Capitala rămâne, din păcate, pe primul loc, 115 noi îmbolnăviri numai în București în 24 de ore. Este urmată capitala de județul Argeș cu 89 de cazuri, în Galați 50, în Prahova, iată, 70 și în Brașov 48. Președintele României face și el un apel în ziua în care avem un nou record de infectări. Nu uitați, 1030 în ultimele 24 de ore. Klaus Iohannis le cere cetățenilor să respecte regulile. Iată declarația. Suntem în prima zi în care avem peste 1000 de persoane detectate cu coronavirusul nou. Este foarte trist, dar tristețea nu rezolvă problema. Problema putem să o rezolvăm împreună, respectând măsurile de distanțare, respectând măsurile de igienă, purtând mască. Depinde de fiecare dintre noi și de noi toți împreună să îngrădim răspândirea acestei epidemii. Nicio lege nu oprește un virus. Aici e nevoie de contribuția noastră a tuturor. Despre măsuri acum, un sat din Giurgiu a devenit prima localitate intrată în carantină, acum în starea de alertă. Se întâmplă de la ora 17, începând cu ora 17 astăzi. Cartojani se numește localitatea. Au fost acolo confirmate 32 de cazuri de infecție cu coronavirus la o populație de 3000 de oameni. Maria Moiș este cu noi în direct acum, ne dă detalii. Ce se întâmplă, Maria? Bun găsit, Cosmin. Au trecut deja 3 ore de când această localitate a intrat în carantină. Noi ne aflăm aici chiar de la ora 17. În acest răstimp, mai mulți șoferi au făcut cale întoarsă pentru că nu au aflat la timp despre aceste restricții, iar polițiștii care sunt prezenți aici, îi putem și vedea, sunt mai multe filtre, nu i-au lăsat să intre decât pe aceia dintre ei care aveau domiciliul în satul Cartojani. Și aceștia care au reușit să intre pentru că aveau domiciliul nu vor mai putea să iasă și să se plimbe între localități decât dacă vor avea motive justificate, dacă vor putea să dovedească prin acte că aceștia muncesc în altă parte sau dacă au nevoie să transporte marfă. Toți ceilalți vor trebui să rămână în localitate cel puțin până în 5 august. Până atunci va dura carantina, desigur, dacă nu vor fi luate alte măsuri. Cu alte cuvinte, dacă cineva și-a programat o vacanță, nu va mai avea voie să iasă din localitate. Poliția și jandarmeria română va rămâne aici 24 de ore din 24 pentru a se asigura că oamenii respectă noile restricții. Patrule vor fi inclusiv în interiorul localității. Probleme să știți că nu sunt doar aici în Giurgiu, și o altă localitate din Prahova este afectată și acolo a fost descoperit un nou focar. Autoritățile de acolo, mai precis prefectura din județ, propune autorităților centrale ca localitatea Gornet să intre în carantină, dar înțelegem că se opune Consiliul Județean. O decizie definitivă poate să fie luată doar la nivelul Ministerului de Interne. Începând cu data de 13 a 7 și până în 20, au fost confirmate pozitiv 32 de cazuri de COVID-19 la o populație de 3600 de persoane, ceea ce înseamnă că rata de infectare a depășit nivelul de alertă, fiind de 8,8 la 1000 de locuitori. Am început demersurile pentru instituirea carantinei în localitatea Cartojani, din comuna Roata de Jos. Am vorbit cu primarul, am luat toate măsurile care sunt necesare, forțele de ordine sunt deja în teren, am stabilit măsurile, avem echipaje la fiecare intrare, respectiv ieșire din localitate. Cât timp mențineți carantina acolo? 14 zile. 14 zile. Oamenii în funcție au fost de evoluția ulterioară, pentru că ancheta epidemiologică este în desfășurare, se testează astăzi contactii celor pozitivi. Înțeleg că de la un eveniment la care au participat câteva persoane pe litoral, ar fi... de acolo ar fi pornit infectarea.
un eveniment care se desfășura pe litoral. Au fost acolo oamenii, după care s-au întors acasă și și-au infectat consătenii. Haideți să vedem ce se întâmplă în Prahova. După Giurgiu, o comună din Prahova a intrat în carantină. Este vorba despre localitatea Gornet, care are numai puțin de 2800 de locuitori. Decizia a fost luată de Comitetul pentru Situații de Urgență, după ce în ultimele 24 de ore, 7 persoane au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus. Și ni se alătură acum prin telefon primarul comunei, Nicolae Negoițescu. Bună seara, domnule primar! O situație specială la dumneavoastră, pentru că nu există consens între această decizie a Comitetului pentru Situații de Urgență, Comitetului Județean și Consiliul Județean. Deci ce se întâmplă acum la dumneavoastră? Păi în acest moment este hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. De astăzi am fost informați și eu, nu s-a știut de așa ceva, noi nu am fost informați cu absolut nicio problemă de genul acesta. A spus dumneavoastră că în ultimele 24 de ore au fost 7 persoane infectate. Este greșită situația aceasta. La momentul acesta sunt 7 persoane în localitate care sunt confirmate pozitiv cu această infecție. Închideți localitatea? Eu nu aș vrea să o închid. Nu depinde de mine. Nu eu am hotărât. Ordinul s-a dat de secretarul general, domnul Arafat. S-a dat deja de în seara asta de la ora 10 se va închide. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că din seara asta de la ora 10 se închide localitatea dumneavoastră? Nu e ok ce spun treaba asta, dar în mare parte ce înseamnă asta, doar din discuțiile avute într-o ședință de Consiliu Local, unde a fost și domnul prefect și domnul comandant al jandarmeriei, am luat unele măsuri cu privire la următoarele ore sau următoarele zile, dar noi nu am fost informați cu absolut nimic. Nici de DSP, nici de nimeni. Eu astăzi, la ora, în jur de ora 12, prin insistențele mele, am aflat și eu ce persoane sunt infectate. Nu ni s-a adus la cunoștințe de niciun astfel de demers. Deci la dumneavoastră în localitate sunt 7 infectați. Când au apărut acești 7 infectați? Când s-au infectat oamenii ăștia? Într-o perioadă de o săptămână, două săptămâni de zile. Sunt membrii aceleiași familii? Da. De unde au luat boala? Nu. Sunt unele persoane care lucrează la unele societăți și sunt mai mulți infectați în acea societate. O altcineva care... Despre ce societate e vorba, domnule primar? Nu știu, pentru că nu am fost informat. Nu se știe. Câți oameni sunt la dumneavoastră localitate? 2860. Și nu știți de unde sunt cei 7 infectați? Nu știți unde lucrează cei 7 infectați? Păi nu. Sunteți primar? Am sunat greșit? Nu vorbim cu primarul? Ascultați-mă. Ba da. O singură persoană este de la o societate. Unde nu este societate din comuna mea. Cum se numește? V-am întrebat. Nu știți unde lucrează oamenii de la dumneavoastră din comunitate? Nu pot să știu 2000 de locuitori unde lucrează. Și nu ni s-a adus la cunoștință ce persoane sunt infectate. DSP-ul noi nu ne-a anunțat decât astăzi, undeva în jur de ora 2 la 3. Cred că ne-ați spus de 8 ori că nu v-a anunțat DSP-ul. Și totuși știm că într-o comunitate rurală oamenii vorbesc între ei, se cunosc, știu, vorbesc. Sigur știți și dumneavoastră despre cine este vorba. Știu despre cine e vorba, bineînțeles. Păi și atunci de ce ne tot spuneți că nu v-a anunțat DSP-ul? Dumneavoastră nu vă organizați în niciun fel acolo? Păi nu, ne organizăm. Cum îi apărați dumneavoastră pe ceilalți săteni de acești oameni infectați? Dând vina pe DSP? Nu dând vina pe DSP. Nu. Noi am încercat pe toată perioada aceasta, am făcut campanii de informare, am ajutat persoanele care nu aveau posibilitate sau nu aveau de unde să ia. Dar ați așteptat ca cei de la DSP să vă spună cine s-a îmbolnăvit la dumneavoastră în comunitate și sunteți primar acolo. Atâta timp altceva spuneți-ne, domnule primar,
Închiderea localității pentru ce perioadă? Când se redeschide? 14 zile. Pentru 14 zile? Da. Vor putea oamenii să meargă în continuare la muncă? Da, da. Nu vor putea să meargă la serviciu decât cu declarație pe proprie răspundere și declarație de la angajator. Câți oameni la dumneavoastră în localitate au făcut teste și așteaptă acum rezultatele? Dumneavoastră cred că știți mult mai bine decât mine că noi nu putem, noi nu suntem informați cu așa ceva. Eu nu am de unde să știu că să fac teste particulare, să fac teste la spital, eu nu am de unde să știu așa ceva. Am înțeles. Stăm de vorbă în această seară cu un primar care nu știe ce se întâmplă în localitatea lui. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Haideți să vedem ce se întâmplă în Argeș. 12 localități din Argeș sunt monitorizate. Urmează ca autoritățile să stabilească dacă vor intra în carantină sau nu. Pentru mai multe detalii stăm de vorbă cu prefectul județului Argeș, Emanuel Soare. Bună seara, domnule prefect! Bună seara și bine v-am găsit! 12 localități importante am văzut pe listă, inclusiv Piteștiul. Așa este. Noi suntem în această perioadă în creștere accentuată. Am făcut o analiză la nivelul Comitetului Județean pentru situații de urgență, imediat ce a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Sănătății, care stabilește indicatorii în baza cărora poate fi aplicată carantina zonală conform legii 136. Avem o listă scurtă de localități care îndeplinesc acest criteriu al numărului minim per 1000 de locuitori. Într-adevăr, sunt localități importante. Am făcut această analiză. Indicatorul se referă la cazuri active raportate la numărul de locuitori, da? Câte cazuri active sunt în acest moment? Așa se calculează, nu? Că vrem să înțelegem și asta. Trebuie să fie minim 3 cazuri la 1000 de locuitori și în funcție de acest indicator, localitatea este în evaluare pentru a vedea dacă alături de acest indicator mai sunt alți 7 indicatori în ordinul de ministru, ei trebuie corelați și dacă localitatea nu satisface criteriile acestea, atunci se pune problema izolării și carantinei. Dar având în vedere că la nivelul județului Argeș răspândirea comunitară este peste tot, avem 102 localități, dintre care 90 au câte un caz, 2-3 active, este destul de dificil să mergem pe ideea de carantinare totală și atunci trebuie să analizăm fiecare situație în parte, având în vedere că vorbim de orașe, avem cel puțin 3 orașe în această listă, iar măsurile de carantinare și izolare nu se pot lua atât de ușor. De aceea facem o evaluare. Informațiile pe care le avem noi sunt că dumneavoastră sunteți atenți la ce urmează să se întâmple în aceste 12 localități, sunt urmărite fluxurile de persoane, sunt făcute controale în mijloacele de transport. Ce urmăriți? Ce vreți să aflați în aceste câteva zile în care țineți localitățile sub lupă, în atenție? Ce vreți să aflați? Bun. Noi de 3 săptămâni avem prin ordin de prefect 9 instituții cu atribuții de control în teren permanent. Facem controle, facem verificări. Sigur că uneori aceste verificări sunt foarte intense, alteori în funcție de cum se pot implica oamenii. Noi am luat această decizie astăzi în Comitetul Județean să procedăm după cum urmează. În perioada următoare, alături de niște restricții suplimentare pe care noi le-am aprobat la nivelul județului Argeș, vom proceda la verificări la sânge a respectării acestor măsuri de către toate persoanele și de către toate instituțiile. Am mobilizat și am dispus prin ordin ca toți primarii din toate localitățile să-și asume responsabilitatea de președință ai comitetelor locale pentru situații de urgență și să se asigure că pe teritoriul localităților dumnealor se respectă la sânge regulile. Vă spun, vom aplica măsurile de prevenire în această perioadă, vom verifica, vom sancționa și dacă vom vedea că nu se respectă măsurile, vom aplica toate prevederile legale. De fapt, dumneavoastră, domnule prefect, așteptați o schimbare în cifre. Dacă această schimbare nu va apărea, atunci, conform ordinului, trebuie instituită carantina. Așa este. De exemplu, unul dintre indicatorii pe care îi avem în vedere reprezintă măsura în care populația se adaptează la respectarea acestor măsuri. Bun. Dacă vom constata că nu, atunci da. Când vine decizia? Adică până când mai aveți răbdare? Până la sfârșitul acestei săptămâni. Să înțelegem, domnule prefect, că în acest moment, în cele 12 localități de pe lista dumneavoastră, oamenii nu respectă regulile și e vizibil lucrul ăsta? Din păcate, există această imagine la nivelul întregului județ de
persoane care nu doresc sau nu respectă sau nu înțeleg gravitatea acestui virus. Când se fac controlele, de exemplu, oprim un autobuz sau oprim un mijloc de transport de tip maxi-taxi, oamenii văd echipa de control, își pun măștile, după ce pleacă echipa, au tendința de a le da jos. S-au introdus pensiile la bancomate, de exemplu, oamenii au venit, s-au bulucit, nu au vrut să respecte măsurile. Am trimis echipe, oamenii au înțeles, s-au respectat, dar există această tendință de a păstra măsurile, regulile de tipul măștii, distanța socială, doar în prezența controalelor. După aceea există această tendință de a nu se respecta. Și atunci noi trebuie să am lansat acest apel de toleranță zero la respectarea acestor măsuri și încercăm să conștientizăm oamenii că s-a terminat. Și din acest moment, cine nu respectă regulile, va trebui să suporte consecințele, măsura cea mai dură fiind carantinarea. Domnule prefect, lista noastră spune așa: Pitești, Mioveni, Ștefănești, Costești, Băilești, Bascov, Brăduleț, Buzoești, Davidești, Micești, Stâlpeni și Vulturești. Observ, pe lângă Pitești, Mioveni. Asta înseamnă că există posibilitatea ca orașul în care funcționează uzina Dacia să intre în carantină? Dacă vom constata că autoritățile locale nu se vor implica și nu vor verifica respectarea măsurilor de către toți cetățenii, da, vom fi nevoiți ca de săptămâna viitoare să analizăm aceste condiții și sigur să luăm în calcul această măsură. Este una dură, spuneam, nu dorim să aplicăm măsura carantinării și izolării pentru că doar aceste măsuri în sine nu sunt eficiente. Scopul nostru în gestionarea pandemiei este să convingem oamenii să respecte regulile. Pentru că altfel, dacă doar îi izolăm la domiciliu, dar ei nu înțeleg să adopte aceste comportamente preventive, nu vom face nimic. Peste două săptămâni o vom lua de la cap. Sigur, în perioada următoare, la începutul lunii august, uzina va intra în remont și atunci nu va fi cumva afectată activitatea uzinei Dacia din cauza acestei măsuri, dar, repet, este ultima variantă pe care noi avem în vedere, aceea izolării și carantinării anumitor localități. Vă mulțumesc. Facem toate eforturile să conștientizăm oamenii să respecte regulile. Vă mulțumesc, domnule prefect, că ați fost cu noi în această seară. Situație gravă în județul Argeș, 12 localități, printre care Pitești și Mioveni, sunt pasibile de carantină din cauza cifrelor, din cauza statisticilor urâte, din cauza numărului mare de îmbolnăviri, dar și din cauza, cum spunea domnul prefect mai devreme, din cauza faptului că oamenii nu respectă, în mod vizibil, nu respectă regulile. Ancheta de la Spitalul Bucureștean Gerota, primul spital închis din cauza coronavirusului, a fost clasată de procurori. Zeci de pacienți și cadre medicale s-au îmbolnăvit atunci, asta după ce s-a descoperit că un fost șef din Poliția Capitalei, pensionat între timp, a mers la spital pentru o intervenție de rutină, fără să spună însă că tocmai se întorsese dintr-o călătorie în Israel. La câteva zile de la internare, fostul polițist a început să se simtă tot mai rău, a fost confirmat cu coronavirus. Ulterior, la fel, au pățit și medicii și alți pacienți. Acum, la finalul cercetărilor, procurorii spun că, din punct de vedere științific, nu se poate stabili că fostul ofițer a fost sursa infectării. Ce alte argumente au avut procurorii pentru închiderea dosarului, ne spune acum Cristi Popa. Cristi. Bun găsit, procurorii Parchetului General au anunțat în cursul zilei de astăzi că au clasat lucrările la dosarul privind focarul de coronavirus de la Spitalul Gerota. Spun că dacă vorbeam de două fapte care îl vizau pe fostul șef din MAI, respectiv zădărnicirea combaterii bolilor, dar și fals în declarații, aceste acuzații nu mai sunt de actualitate în momentul de față. Dacă este să ne referim la prima acuzație, procurorii spun că nu au existat argumente științifice care să ateste faptul că acesta a fost pacientul zero și de aici a pornit întregul focar la Spitalul Gerota. La momentul respectiv nu erau făcute foarte multe teste nici pe pacienți, dar nici pe cadrele medicale, iar din acest punct de vedere este imposibil de atestat dacă acesta a fost principalul pacient sau au mai fost și alte persoane. Pe de altă parte, a fost făcută și o anchetă epidemiologică la vremea respectivă, de data aceasta o anchetă care a vizat pe cei care s-au aflat în avionul cu care s-a întors ofițerul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar ancheta a arătat că toți cei 80 de pasageri au ajuns fără să prezinte simptome și fără să aibă
noul coronavirus. Pe de altă parte, dacă este să ne referim la cea de-a doua acuzație de fals în declarații, procurorii spun că nici această faptă nu mai stă în picioare, având în vedere că la momentul respectiv fostul ofițer din MAI a omis să spună că s-a întors de curând dintr-o vacanță din Israel. Spun autoritățile că nici nu avea obligația la acel moment, având în vedere că Israelul nu era nici o țară care era în zona roșie sau galbenă. În urma focarului, aproape 100 de persoane au fost infectate, atât pacienți cât și cadre medicale. În acest context, trebuie spus că ultima centralizare a Ministerului Public arată că sunt în lucru la nivelul parchetelor din întreaga țară aproape 600 de dosare de zădărnicire a combaterii bolilor și fals în declarații. Din martie până acum, 21 de dosare au fost trimise în judecată, 5 inculpați au făcut acorduri de recunoaștere și au fost condamnați, iar alte 359 de anchete au fost închise. Dacă ne uităm la numărul de amenzi date în ultimele 5 zile, este absolut clar că oamenii nu respectă măsurile de protecție. Și în studioul Digi24 este colega mea Ioana Ciurlea. Bună seara, Ioana! Bună seara! În ultimele 24 de ore, multe amenzi, peste 800. 808 amenzi au dat polițiștii și jandarmii în ultimele 24 de ore. Vedem o creștere față de ziua precedentă, când au fost 730 de amenzi. Dar m-am uitat cu mai multă atenție la amenzile aplicate după weekend, pentru că știm, la sfârșit de săptămână oamenii mai ies la terase, mai merg la mall mult mai des decât în timpul săptămânii și am văzut că se fac în continuare petreceri, din păcate. Am văzut acea petrecere în Centru Vechi, cred că sâmbătă seara, la care participau sute de oameni care erau unul lângă celălalt. După weekend avem cam 4500 de amenzi adunate. Au fost 1500 într-o zi, 1600 în altă zi, 1400 într-o altă zi. Acum controle se fac multe. După acest weekend, polițiștii din București doar au dat aproximativ 600 de amenzi. Sunt multe pentru capitală. Au fost 400 de jandarmi, 900 de polițiști care au făcut controle peste tot. În piețe, în centrele comerciale, la ștrand chiar, la terase de asemenea. Și cu toate acestea, lucrurile nu pot fi ținute perfect sub control, pentru că nu pot fi atât de mulți polițiști și jandarmi câți oamenii care desfășoară diverse activități. Ar trebui să avem un polițist pentru un om, probabil, astfel încât să spunem, dacă oamenii nu respectă regulile, intervin polițiștii și jandarmii și îi amendează și poate lucrurile se schimbă. Dar e imposibil și atunci ne dăm seama că totul depinde fix de cum ne raportăm noi la această situație. Iar adevărul este că oamenii în majoritate, din păcate, nu mai respectă regulile. E fix inversul perioadei stării de urgență, când majoritatea respectau regulile și stăteam foarte bine, eram mult superiori altor țări din punct de vedere al numărului de îmbolnăviri, acum este fix pe dos. Atunci, amenda maximă era de 20.000 de lei, acum amenda maximă e de 2.000 de lei? De 2.000 de lei, da. 2.000 de lei, da. Dacă n-ai mască, de exemplu? Da. Și cele mai multe amenzi se dau pentru nepurtarea măștii. Și adevărul este, Cosmin, că vedem lucrul acesta. Oamenii nu poartă masca de protecție. Eu am fost într-un mall, într-un weekend, aveam ceva de cumpărat și cred că am spus de 30 de ori, și nu exagerez, într-un singur magazin, această propoziție, vă rog ridicați-vă masca și pe nas, vă rog ridicați-vă masca și pe nas, pentru că la un moment dat lângă mine cineva a strănutat, m-am panicat, recunosc, l-am rugat pe băiatul respectiv să-și pună masca pe față și cumva atunci am înțeles că de fapt lucrurile stau foarte prost. Mă uitam în jurul meu și cel mult oamenii aveau masca doar pe gură, dar majoritatea o aveau așezată doar pe bărbie. Și atunci le-am spus fiecărui cetățean pe lângă care treceam în magazinul acela să-și ridice masca pe nas. M-am oprit în clipa în care am simțit că e un moment tensionat, pentru că un bărbat mi-a spus că nu e treaba mea și să fac câțiva pași. Și am simțit că lucrurile se tensionează și am simțit că trebuie să mă opresc ca să nu plec eventual bătută din mall. Amenziile astea sunt date de polițiști, jandarmi, polițiști locali. Polițiști locali, da. Partea bună este acum că polițiștii și jandarmii lucrează în echipă. Sunt o serie de jandarmi care sunt practic la dispoziția polițiștilor și la toate aceste controle ei acționează împreună și atunci forțele sunt un pic mărite. Dar vedem că lucrurile nu pot funcționa doar cu controle și cu amenzi, pentru că așa cum ne uităm acum la cifre și vedem că polițiștii în weekend au dat foarte multe amenzi în Centrul Vechi,
La fel am văzut că în clipa în care polițiștii nu mai erau acolo, s-a încis petrecerea. Și îl întrebam ieri pe premierul României ce se poate face mai mult. De ce vedem totuși multe amenzi date în centru vechi, ca exemplu, și acolo totuși se fac petreceri. Și îmi spunea că e foarte dificil să închizi un local care nu respectă regulile. Pentru că, sigur, responsabilitatea e și a celor care dansează la un loc, dar și a celor care dețin terasa respectivă, pentru că dacă nu le pui muzică oamenilor, nu vor avea unde să danseze. E foarte simplu. Și premierul spunea că decizia de închidere a unui local stă în cei de la primărie. Iar dacă primăria nu decide că un local trebuie să fie închis după o astfel de petrecere, da, polițiștii nu pot face mare iar lucru. Iar primăria probabil e condusă de cineva care vrea să fie reales și atunci nu vrea să se pună rău cu cei din comunitate și așa mai departe. Am avut un exemplu și ceva mai devreme. La Giurgiu, în localitatea din Giurgiu închisă acum, au existat niște oameni care au fost la mare și, citez acum din prefectul județului Giurgiu, au participat la un eveniment. Deci ei nu au fost la mare, la plajă. Ei au fost acolo la un eveniment. S-au contaminat, au venit acasă și și-au contaminat consătenii. Simplu. Ăsta este pericolul. Da, aceste evenimente, petreceri, da, nu? Da. Sigur că toți ne-am dorit să mergem la petreceri și eu mi-aș dori să merg la o petrecere, dar nu am fost la niciuna pentru că mi este în continuare frică că m-aș putea îmbolnăvi. Și cred că dacă până acum ne era teamă mai mult pentru părinții noștri, pentru bunici, eu cumva am trecut la frica pentru mine, pentru că văd că sunt mulți tineri care se îmbolnăvesc, vedem că putem să ne trezim cu acest virus neștiind de unde l-am luat exact și că putem ajunge în stare gravă, chiar dacă nu avem probleme foarte grave de sănătate, și atunci cred că singurul lucru pe care pot să-l fac este să nu merg la astfel de petreceri, să nu merg în locuri foarte aglomerate, pentru că eu cred și sper că va trece cândva și toată nebunia asta și la nu poate recuperez și să port masca. Să port masca atunci când urc într-un taxi sau într-un mijloc de transport în comun sau când merg până la mall. Dacă pot acei medici să țină masca pe față atâtea ore și să nu li se aburască ochelarii, cum am auzit, de exemplu, un argument de la cineva care nu purta masca, cred că putem și noi. Sunt câteva lucruri foarte simple care pot fi făcute, dar pentru asta trebuie să ne gândim serios la lucruri și să credem în ele. Mulțumesc mult, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. Un fost internațional al generației de aur a fost confirmat cu noul coronavirus. Cine este? Veți afla după pauză și tot atunci veți vedea de ce României îi se spune acum Brazilia Europei. CFR Cluj a fost testat pozitiv la COVID-19. CFR Cluj ajunge astfel la 13 cazuri de infectare. E un anunț pe care îl face Gazeta Sporturilor. Adrian Păun a fost primul jucător de la CFR Cluj depistat pozitiv la noul coronavirus. Până în prezent au fost testați pozitiv 7 jucători și 6 membri ai staffului tehnic. Tot potrivit gsp.ro, alte 7 cazuri de coronavirus au fost confirmate la Dinamo. Numărul total ajunge la 21, dintre care 18 sunt fotbaliști. România riscă să devină Brazilia Europei, scrie presa italiană, care subliniază faptul că românii pot deveni o amenințare pentru toată Europa în condițiile în care o mare exportatoare de muncitori sezonieri este țara noastră pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Evident, țara care primește cei mai mulți români este Italia, de aici și îngrijorarea italienilor. Stăm de vorbă cu Ramona Voiculescu, este jurnalist român stabilit în Italia. Bună seara! Bună seara! Bună seara tuturor și multă sănătate! Ce se întâmplă? Cât de mare este temerea italienilor față de ce se întâmplă în România? Este remarcată în peninsulă creșterea numărului de cazuri din toți Balcanii, dar mai ales din România. Deci cât de mare e temerea? Temerea începe să fie din ce în ce mai mare din moment ce știrile cu privire la situația care este în momentul de față în România încep să apară. Dacă la început atenționările oficiale în care se spunea că se ține, sunt cu ochii de la Ministerul Sănătății pe tot ceea ce se întâmplă în România și în țările din Uniunea Europeană, în momentul de față au început să apară știri, atât la televizor cât și în presa scrisă și online. Acesta este primul semnal de alarmă că parametrii care vor ține cont cei autorități italiene se apropie de acea linie roșie, de acea lumină roșie a semaforului care va impune la un moment dat, dacă
curba epidemiologică și situația cazurilor din România va continua să crească, să se ia măsuri care vor spune ori carantinarea, ori izolarea, ori testarea, în momentul în care se știe. Deocamdată nu se știe acest lucru, dar există această posibilitate. După o scădere a numărului de cazuri a venit explozia, spun jurnaliștii italieni, creștere exponențială a numărului de cazuri în Balcani, România îngrijorează Italia, Spania, Germania, unde merg la muncă românii, ar putea părea, se vorbește în peninsulă despre posibile restricții împotriva românilor? Nu se vorbește clar despre acest lucru, pentru că încă ei țin cont de faptul că România este membru al Uniunii Europene. Și atunci măsurile trebuie să fie luate proporțional cu situația în care se află România. Dar au subliniat și vor continua să o facă. Atâta timp cât pentru Italia un pericol foarte mare le reprezintă cazurile de import în acest moment, automat ei vor ține cont de acest lucru. Pentru că în momentul de față Italia ce face? Ține un control destul de bine dezvoltat, controlul asupra focarelor. Dar ei își pun problema. Ce facem cu cazurile care ne sosesc din țările vecine sau din țările în care fluxul de turiști, de persoane este foarte mare? România, încadrându-se în această categorie, ținând cont de comunitatea extrem de mare de români care se află în Italia. Și să nu uităm faptul că acum încep perioada concediilor în Italia. Și se așteaptă ca un număr foarte mare de români să se îndrepte, care lucrează în Italia, să se îndrepte în România. Și atunci, automat, măsurile, dacă se impun, se vor face și ținând cont de acest aspect. Și uite, așa s-a întors roata. Acum 4 luni România se temea de cazurile de import din Italia și acum italienii se tem de cazurile de import din România. Când văd ceea ce se întâmplă în România, mi se pare că văd situația Italiei la începutul lunii martie. Când începuseră să închidă anumite zone, acum chiar familia mea se află la Pitești. Și chiar aflam că este posibil ca Piteștiul să fie inclus într-una din aceste categorii. Deci și în Italia atunci făceau același lucru. Mai întâi au luat progresiv aceste măsuri de a închide zonele rocii, urmând apoi să se ajungă la starea de urgență. Iar în momentul de față, în Italia este o ședință de guvern în desfășurare și se ia în discuție prelungirea stării de urgență care expiră la sfârșitul acestei luni, pentru că au spus clar, trebuie să pregătim, să avem toate măsurile legislative necesare pentru a putea interveni în caz că apar noi cazuri puternice care să ne afecteze. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mari! Ramona Voiculescu, jurnalist român, stabilit în Italia, în direct la Digi24. Și dacă tot vorbeam despre Brazilia, știți că ce se întâmplă acolo e de filme de groază. Președintele brazilian nu scapă și pace de noul coronavirus. Jair Bolsonaro a făcut un nou test COVID-19, al 5-lea, iar rezultatul este tot pozitiv. O veste foarte proastă pentru un fost negaționist extrem de vocal, care a susținut ulterior în calitate de pacient că pentru el infectarea cu SARS-CoV-2 va fi ca o simplă răceală. Oficial, președintele brazilian este în izolare, dar iese zilnic în grădină, în grădina Palatului Prezidențial și vine să-și salute admiratorii, de care nu-l desparte decât un canal de 1 metru lățime. Ieri, liderul brazilian și-a dat chiar jos masca, în timp ce dialoga cu admiratorii, deși nu aflase încă rezultatul testului care arată că e în continuare contagios. Brazilia este a doua cea mai afectată țară din lume, peste 2 milioane de cazuri confirmate și peste 80.000 de morți. ...45 de suceveni, majoritatea din localitatea Pătrăuți. Zona aflată sub carantină în perioada stării de urgență, au reușit totuși să iasă din izolare, să ajungă la aeroportul din Cluj în zilele de 8, 9 și 10 aprilie și apoi să se deplaseze mai departe către locurile unde voiau să muncească. Cum au reușit să ajungă? Cum au reușit să fenteze autoritățile? Cum au reușit să iasă din izolare? Asta încercăm să aflăm acum de la prefectul județului Suceava, Alexandru Gheorghe Moldovan. Bună seara, domnule prefect! Bună seara! Să le spunem telespectatorilor că informațiile despre care vorbim noi acum au devenit publice odată cu audierile din Comisia Sparanghelul din Parlament. Cum s-a întâmplat? Cum a fost posibil? Cum au fugit cei 45?
Da, ne referim la evenimentele desfășurate în intervalul 8, 9 și 10 aprilie anul curent, în intermediul în care un număr de aproximativ 45 de cetățeni din județul Suceava, aflați în zona aflată sub carantină, conform dispozițiilor ordonanței militare numărul 6, au părăsit zona de carantină eludând controlele și punctele fixe, inclusiv filtrele rutiere, prin drumuri secundare agricole și au ieșit ulterior fiind îmbarcat în autovehicule. În acel moment fac precizarea că circulația în interiorul țării era permisă cu documente justificative și s-au deplasat către aeroportul internațional Cluj. În total, în cele trei zile, câți suceveni au ajuns la Cluj? În total, în cele trei zile, din datele preliminare care au fost furnizate de către structurile MAI, un număr de aproximativ 456 de cetățeni din județul Suceava. Repet, 45 de cetățeni din zona de carantină, iar restul din zona de protecție a județului Suceava. Ceilalți, în afara celor de la Pătrăuți, ceilalți au mers cu documente așa cum se făcea la momentul respectiv? Da, repet, și cetățenii aflați din zona de carantină s-au folosit de documente, inclusiv de adeverințe eliberate de autoritățile locale din comuna Pătrăuți, de natură a induce în eroare organele de cercetare penală și inclusiv filtrele rutiere care au fost amplasate de-a lungul drumului Suceava-Cluj. Când ați aflat lucrurile astea, domnule prefect? Ne-am fost sesizat în cursul zilei de 10 aprilie, prin punctul de comandă Fălticeni, că o serie de cetățeni din județul Suceava ar fi părăsit zona de carantină și s-ar fi deplasat la aeroportul din Cluj. Ulterior am dispus de urgență verificarea acestor aspecte, inclusiv am solicitat informații suplimentare de la omologii din județul Cluj. Știți câți dintre oamenii ăștia s-au întors bolnavi? Nu am informații în acest sens. Dar există vreo informație, există date în legătură cu felul în care s-ar fi răspândit boala? Pentru că cei care au plecat, probabil unii dintre ei erau infectați, au dus boala acolo unde au muncit și apoi au revenit, nu? Nu am informații din care se rezulte că unul dintre cetățenii din județul Suceava care au folosit transportul aerian din acele date ar fi fost infectați COVID. Aceste date la nivelul Direcției de Sănătate Publică Suceava nu există. Deci nu vă pot oferi elemente suplimentare. Vă mulțumesc, domnule prefect. Prefectul județului Suceava, în direct la Digi24, momente cumplite pentru o tânără de 27 de ani diagnosticată cu COVID. Ce s-a întâmplat după ce a sunat la ambulanță? Vedeți imediat după pauză. Rămâneți cu noi!